Roxana Romina Gati este invitata mea de astăzi și are o poveste de viață tare frumoasă. Abia aștept să o cunoaștem de fapt împreună, dragii mei, pentru că noi ne-am cunoscut înainte cu 5 minutele, 10 maxim. Bună, îți mulțumesc tare frumos că ai acceptat să împărtășești povestea ta și celor care ne urmăresc. Bună, mulțumesc frumos pentru invitație. A fost o surpriză plăcută. Speram totuși că cineva la un moment dat mă va contacta pentru că Ceea ce facem noi aici la centru este într adevăr altceva, mai ales pentru copii și ar trebui făcut cunoscut. Da, suntem aici într un loc șortare frumos, primitor. m Am simțit foarte bine când am intrat aici. Hai să începem cu începutul. Tu mi-ai spus mai devreme că uh -huh. suntem aici cu băiețelul, da? da, cu Abel. Da, aici este și Abel, Abel are 2 ani, este bilingv și uh, un motiv pentru care a fost făcut centru este el ca el să, să poată intra mai bine în contact cu limbile străine. Bun, spuneam că începem cu povestea ta de când, de în urmă cu câțiva ani, da? da. Când ce ai făcut tu? Mi-ai spus că ai plecat în... În China. În China a fost o alegere neașteptată, mai ales pentru familia mea, care a crezut atunci când am terminat liceu că voi continua pe științe economice la satul mare, însă am ales chineza la Cluj. Am știut că vreau să fac o limbă străină și am vrut o provocare după limba germană la liceu german. Mi-a plăcut foarte mult din primul an și imediat după primul an am și, am și plecat în China. Ce ai făcut acolo? De ce ai plecat? Am plecat după cu bursă... primul an de facultate. După primul an de facultate am primit o bursă de studiu pe un an pentru a studia limba chineză în China. Uh, am fost, am studiat, mi-a plăcut și mai mult și am decis să rămân. Din nou o veste surprinzătoare pentru familie când am spus că nu mai vin acasă, ci rămân. Și am mai rămas încă doi ani, pe lângă primul an de bursă, pentru a preda limba engleză. Este o nevoie mare, este o țară foarte mare care se dezvoltă și aveau nevoie atunci și încă au nevoie de profesori de limba engleză. Am fost, cred că, la momentul potrivit acolo. Cum a fost Cum a fost acea perioadă pentru tine? Aveai prieteni? Ai început să cunoști oameni? Da, noi am plecat, mi se pare, șase studenții de la, de la facultatea din Cluj, deci deja ne cunoșteam de un an. Nu am mai rămas cineva cu tine după după acel an? Nu, nu am rămas singur acolo. Unii s-au întors, alții au ales, într-adevăr, să, să continue facultatea de specializare. A fost bine. Chinezii sunt foarte primitori. Mi-a plăcut mâncarea. Cred că asta a fost întrebarea cea mai des. Deci, totuși, ce mănânci? Mâncare chinezească. Deci, nimic deosebit: pui, porc, legume, foarte multe ței din orez, într-adevăr, și foarte mult orez. Deci, asta nu a fost o problemă și am călătorit foarte mult. Deci, am văzut mai multe părți din China. China fiind foarte mare, adică aproximativ să spun ca și Europa, nu e așa ușor să călătorești ca și aici la Cluj. Însă am reușit să văd inclusiv Marele Zid, am fost și în Shanghai, am fost un pic și la mare, am fost și în Hong Kong. Deci am reușit să văd un pic din China și să înțeleg mai bine cultura lor. Noi vom povesti acum 10-15 minuțele. Crezi că poți să mă înveți trei cuvinte în chineză în aceste 15 minuțele? Sigur! Cred că te-aș învăța ceea ce întreabă aproape toată lumea, care este, cum se spune la te iubesc? Te iubesc, limba chineză se spune, <coughs> Wo ai ni? Wo ai ni? Da! Wo ai ni. Deci sunt trei cuvinte. Wo înseamnă eu, ai este iubire și nu ni este tu. Deci eu te iubesc pe tine ar veni. Wo ai ni. Wo ai ni, da. Așa, bun, să vedem dacă mai rețin asta până la finalul interviului. E simplu. Da, da, sunt doar, practic sunt două cuvintele. Wo, W O, ai din nou două, A I și ni, N I simplu, nu? Da. da. Niște sunete Bine, acolo. pe mine și pe telespectatori în același timp. Că... Desigur, sigur. Adică ce-ar fi mai frumos, mai ales acum că se apropie Valentine's Day, decât să-i spui uh, iubitului sau iubitei, o ai ni. și altceva pe lângă jeteam, care am observat că se poartă. Este deja, I și I, I love you, I love you nu? Da, deja, deja, altceva. Ce te-a mai impresionat acolo din cultura lor? Um multe lucruri. Mi-au plăcut în principiu nunțile. Am fost surprinsă să aflu că miresele poartă rochie roșie. Pentru că, într-adevăr, este culoarea lor, aduce noroc roșu și uh, ceva la care nu mă așteptam. Desigur, între timp, au adoptat și ele rochia clasică albă, dar pentru câteva poze, însă rochia lor este roșie. Anul nou chinezesc, la fel, auzi multe lucruri, desigur, aici la noi în țară sau în Europa, despre zodiacul chinezesc, care apropo de asta, acum intrăm în anul șobolanului, deci anul 2020 este anul șobolanului, da. Te pricep și la Zodi? Vai, nu, 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 dar predau chineza și atunci ai nevoie să știu și partea de asta și cred că mulți oameni sunt interesați să afle mai mult. Nu știu eu foarte mult, dar știm și eu puțin despre asta. Deci despre Zodiac, anul șobolanului se consideră a fi un an norocos, deci ne așteptăm numai la lucruri bune. Anul acesta, și, desigur, de, să învățăm și pe actualii studenți la chineză și pe viitorii studenți mai mult despre cultură, despre caractere și despre tot ce înseamnă China. Am adătea întrebări legate de acest subiect. Cea mai mare nedumerire a oamenilor, da. a europenilor, a... Da. cum poți să-i deosebești pe cei oameni, că toți sunt la fel? Vai, să știi, da. Uh, mai să știi că chiar sunt diferiți. Ei spun exact același lucru despre noi. Mi-aduc aminte că noi am plecat în China cu colegii mei și spuneau că tot ne întrebau dacă suntem frați. Și noi eram așa puțin, uh, dar suntem chiar diferiți. Adică chiar eram persoane diferite și uh, cu diferite înălțimi. Ei sunt uh, majoritatea destul de scunzi. Noi eram și chiar foarte înalți pentru ei și mai făcuți. Ei sunt și foarte subțirei. Deci, uh, așa cum unii oameni nu pot să deosebească asiaticii în special, așa nici ei nu ne tare pot deosebi pe noi, dar, dar noi îi mai avem vezi. un ochi albastru, doi exact. de fapt, blonzi, bruneți, înalți, grași, dar ei sunt făcuți la matriță. Da, dar sunt să știi că sunt totuși diferiți. Când am început să predau acolo engleza, am început să-i deosebesc, mai ales pe coreeni de, de chinezi. Am avut mulți studenți coreeni și uh, chiar poți observa multe diferențe între ei în ceea ce privește aspectul lor, forma feței, chiar și ochii cât de alungiți sunt. Uh, sunt mai multe aspecte care le înveți desigur cu timpul. Un pic cu centimetru după tine să ne măsori ochii. Um, au vreun miros specific? Mm, nu. Cei închiși la culoare <coughs> se pare că au... Eu am stat și eu în Lisabona a trei ani și în metrou când se așeza cineva mai închis la culoare, mai închis de tot la culoare, mi se părea că are un alt miros decât avem noi. Asta am observat și eu, într-adevăr, dar la asiatici n-aș putea spune că ar fi vreo diferență în acest fel. Nu, nu cred că e... Este interesat cineva de limba chineză în satul mare? Mai să știi că da. De anul trecut cererea a crescut, sunt de potrivă părinți care vor ca copiilor să învețe limba chineză. Cred că este o limba a viitorului și că le va fi de folos în viitor. <coughs> și <coughs> Sunt, mă, încă mă refac după roceală. Sunt și firmele care colaborează cu China, iar chiar acum am avut de, de câteva luni o firmă care a primit niște materiale din China. Au venit și chinezii ca să le instaleze și nu s-au înțeles cu ei. Și atunci m-am dus și am ajutat uh, să se înțeleagă practic, ca să se poată monta mașinile care le aveau de montat și ca să, desigur, să putem să ieșim să, -i, să măcar la, o, la un restaurant românesc ca să guste și ei mâncarea tradițională. Ce le spuneai tu despre România când ai fost acolo, că ar trebui să facă și ei, că e bine? Mai să știi că Tineretul nu știe mult despre România, însă oamenii de vârsta a doua știau de România. Știau în principiu de Ceaușescu. Știau că am fost oarecând surori, țări surori și că avem multe aspecte similare. Deci ne știau. Ne întrebam că dacă mai suntem în comunism, nu mai suntem, dar când mergeam pe stradă și vedeam că ies copii de la școală în uniformele clasice de care nu mai auzeam -au numai de la mama, cu eșarfele alea Deci exact parcă tot ce îmi spunea mama Și îmi povestea mama, trăiam în China Deci știu Știu despre România, unii știu despre Dracula Deci despre Despre Transilvania Știu că avem femei frumoase Deci Bun, și după, doi ani, după trei ani de stat da. acolo Ce ai spus? Gata Mă întorc acasă. Mai să știi că motivul principal pentru care m-am întors au fost vizele. Să deau foarte greu la momentul respectiv. Aș fi vrut să rămân. Chiar am discutat cu soțul meu ideea și posibilitatea de a ne întoarce în China la un moment dat. Deci este totuși o opțiune pentru, pentru noi. Mi-ar plăcea. Am avut o experiență foarte frumoasă din toate punctele de vedere. Am fost apreciată. În meseria mea de profesor și educatori, ceva ce la noi, din păcate, s-a pierdut, nu toată lumea înțelege meseria de profesor și faptul că unii chiar facem asta pentru că ne dorim și avem înclinație spre așa ceva. Acolo n-am avut nicio problemă de, de acest fel, a fost o plăcere să predau și este și acum, asta nu s-a schimbat, deci e o posibilitate pe viitor să, să ne întoarcem acolo. Bun, deci Dacă nu ar fi fost nevoie de vize, mai fi rămas. Da. da făcut acolo, nu? Da, probabil. Într-adevăr că m-am -am întors și am mai călătorit un pic prin Europa, uh, lucru care am și vrut să-l fac, am stat și doi ani în Elveția, uh, doi ani în Anglia, deci uh, mi-am îndeplinit și visul de a călători și a vedea și partea Europei. Așa că sunt mulțumită, deci nu, nu a fost o alegere. A fost alegerea potrivită la atunci, la momentul acela. Acum ești în satul mare, mi-ai spus mai devreme în cele 5 minutele 10 când uh, am discutat înainte că ai scris și două cărți, de că faci uh, acte caritabile. Ia spune-ne, te rog frumos. Uh, despre cărți. Uh, eu scriu poezii din liceu, a fost o pasiune atunci. Uh, am continuat să scriu și când m-am întors din China, <coughs> am considerat că e momentul potrivit pentru a lansa în sfârșit primul volum de poezii. Volumul este triling, deci este în română, engleză și chineză. Cum altfel? Exact. A fost tradus, desigur, și cu ajutorul colegilor mei cu care am fost în China. Deci, ne știam și, și m-au ajutat și ei ca să să traduc, pentru că nu este așa ușor să traduci o poezie care are mai multe înțelesuri și vrei ca mesajul să ajungă exact cum trebuie la cititor, mai ales la cei străini. Um, deci am lăsat atunci macii mei sunt albaștri, iar în urmă cu un an, când fiul meu a împlinit un an, cadou, drept cadou pentru ziua lui, a fost a doua carte, care se numește Scrisori pentru Abel. Sunt niște scrisori scurte pe care le-am scris fiului meu și care îmi doresc foarte mult să le citească când va crește și va înțelege și sper să-i ghideze pașii în viață. Plângi când le recitești. Da, Chiar îmi dau lacrimile. I, um, e Cred că e un cadou. Eu mi-am dorit foarte mult să am, să am măcar o scrisoare de la mama. Și mi-am dorit foarte mult ca el să aibă ceva de la mine, ceva pozitiv și ceva care, care să-l facă și peste an să înțeleagă că este un copil. A fost un copil dorit, este iubit, este înțeles și că orice va fi, oricând noi suntem aici. Și eu și am scris și despre tatălui, am spus că suntem amândoi. Exact la fel de implicați, doar că eu scriu, el nu știe să-și exprime sentimentele așa de bine, dar uh, suntem la fel de implicați în creșterea și educația lui și uh, este special. Foarte frumos, chiar foarte frumos și foarte bună idee. Și despre actele caritabile, ce poți să ne spui? Uh, actele caritabile le-am început tot în liceu. Cred că atunci, într-adevăr, anii de liceu cred că te marchează într-un fel. Și îi, într-adevăr, început o în viață. Am început atunci niște acte caritabile, mai ales la orfelinate. Fiind încă puțin imatură, să spun așa, m-au marcat și într-un sens pozitiv, și într-un sens negativ. Și atunci am spus că aș vrea să continui pe, pe partea asta. Chiar și atunci, la finalul leceului, la finalul am, am câștigat un concurs la nivel de județ, voluntarul anului, în 2010, pentru toate acțiunile în care am fost implicată la nivel de județ și pe care le-am oprit atunci când am plecat în străinătate, însă le-am reluat anul trecut. Anul trecut ne-am axat mai mult pe grănițele din mediul rural. Am vrut ca la ei să ajungă cărți de calitate povești frumoase, povești ca să-i educe um, și să-i învețe să se exprime mai mult sentimentele. Am reușit, am dus cărți și jucării educative la peste 30 de grădinițe din mediul rural la noi și continuăm, desigur, și cu... Um, Alte activități caritabile. Chiar mâine vom merge la un orfelinat, și um, o pizzerie din satul mare le va livra pizza gratuit. Deci, noi ei o ne oferă, noi o vom duce. Și chiar ați văzut că cineva tocmai a intrat cu sucuri pentru copilași. Deci, vor avea parte de o pizza caldă și un pahar de suc. Foarte frumos, foarte frumos. Ce greșeli consideri tu că fac mamele din ziua de astăzi? <laughs> Uh, hm. Multe dintre ele încearcă să. Eu nu spun. încearcă prea tare să le ofere prea multe copiilor, când ei cred că, de fapt, au nevoie, în primul rând, de dragoste. Este de a aprecia faptul că vor să implice în foarte multe activități. Este de a aprecia faptul că încearcă, însă cred că uneori. Uh, <coughs> în toate activitățile extrașcolare mai ales, uită să petreacă sau limitează timpul pe care îl petrec alături de copiilor. Încerc în fiecare zi să petrec măcar două ore cu fiul meu fără tehnologie și fără întreruperi ca să întăresc relația dintre noi doi, să vadă că eu sunt acolo Chiar și atunci când cade, când greșește, când învață, pentru că încă învață încă testează limite la 2 ani, deci suntem exact în perioada aia în care se urcă și se cațără, și nu știm exact cum să procedăm, că evident nu, nu vrem să strigăm la el, nu vrem să-l speriem, dar vrem să lăsăm să exploreze. Și <coughs> cel mai important vrem să-i să arătăm că suntem acolo și suntem disponibili, mai ales mental, să ne conectăm cu, cu ei. Deci, cred că, cred că este bine să, să încercăm să petrecem mai mult timp cu copiii noștri fără intervenții tehnologice. Cum ați ales numele, Abel? Mai, să știi că soțul meu l-a propus, eram în Anglia și ne-am gândit la un nume care ar suna bine și în engleză și în limba română. Asta a fost un criteriu de alegere. Uh, ne-am gândit la nume care să aibă legătură cu familia noastră. Noi suntem cu R, marea majoritate în familie, și atunci am vrut și un nume cu R. Numele lui este Abel Remi. Uh, după ce am cochetat cu... Remigius, Remus, Romulus, deci am vrut neapărat și un nume cu R. Așa că am rămas la Abel, care, într-adevăr, multă lume mai târziu ne-a spus să știți că ați făcut o alegere foarte bună pentru că este și un nume biblic. Și este fratele cel bun. Așa că cred că îi se potrivește numele și sper să-l poarte cu, cu drag pe parcursul vieții. Da, foarte frumos. Bun, și acum să trecem uh, la testul pentru mine, da? Deci, o, A, o, Y, no. <laughs> o, o A, ni. O, ai, ni. Dumneavoastră știați că și dumneavoastră trebuie să ah. spuneți. Deci, o, ai, ni. ni. O, ai, ni. Promit că mai repet mm. până la Valentine să-mi iese. Eh? Sigur, sigur. Dacă vrei îți dau și înscris caracterele. <laughs> <laughs> și pronunția care este pe în limba chineză. Și uh, sunt sigură că, că vei reuși. Uite, înainte să încheiem interviul, aș vrea să să-mi să spui ceva în chineză, dar să-mi povestești un picuț ceva, nu doar așa un salut din care să nu să te vedem cum vorbești în chineză. Ok. Spune, spunem ceva. Ce vrei tu, că oricum nu înțeleg, de oh, bine de rău. Nihao, hao, wǒ shì Română, wǒ o să luăm și <ren> ni A, nou fericit cu asta am încheiat. Asta <laughs> a fost o melodie. Da, sunt tonurile. Sunt patru tonuri, cinci, patru care se, se și aud foarte bine, pe care chinezii le folosesc. Caracterele bine, sunt multe. Dar le diferă pronunția. Deci cele, cele patru tonuri le diferă, și atunci uh, de aia sună ca o melodie, ca un cântec. Îți mulțumesc tare frumos, a fost o plăcere să te cunosc. Cu mare drag, vă mulțumesc și eu, și vă mai așteptăm la meditații sau la cursuri de chineză.